domnule, bine ați venit la prima noastră conferință de presă. Mă bucur că ați reușit să ajungeți într-un număr așa de mare. Pentru cine nu mă cunoaște, sunt Iamandireanu Marius, sunt profesor de educație fizică și sport și inginer constructor. Am o familie frumoasă, am doi copii, doi băieți de 13 și de 16 ani și v-am rugat să veniți astăzi aici la sediul nostru din Bârlad ca să ne facem și noi vizibili, să știe vasluienii, să știe bârlădenii că suntem și noi în județul nostru. Partidul Umanist Social Liberal are reprezentare în județul nostru din punctul meu de vedere, la acest moment, cum trebuie. Vreau să încep prin a vă spune că în data de 5 ianuarie am fost numit președinte interimar a organizației județene Vaslui, a PUSL. Din 5 ianuarie și până în prezent am reușit să înființăm 52 de organizații în tot județul. Avem candidați pentru toate municipiile și pentru toate orașele județului nostru, pregătiți pentru a intra în lupta de alegeri, inclusiv candidat pentru funcția de președinte a Consiliului Județean. Avem candidați la comune cu foarte mari șanse de a ajunge, primar. Asta e un lucru care pe mine mă bucură că am reușit să fac într-un timp scurt, practic în 3 luni de zile, să fac o muncă titanică și munca noastră, bineînțeles că nu am fost doar eu singur pentru munca asta, că nu aveam atâtea cunoștințe, atâtea relații, este o muncă titanică să duci. Având în vedere că partidul nu a avut nicio organizație făcută, nu ne-a fost ușor să alergăm prin tot județul să înființăm organizații. Am avut colegi lângă mine, am avut pe domnul Pălăduță, l-am avut pe domnul Vasilache Marcel și mai nou avem coleg cu noi, pe domnul Lupu Costică, consilier județean din partea Partidului Romilor, în mandat actualmente, care ne reprezintă cu succes în zona Negreștiului. Noi îi mulțumim că s-a alăturat nouă și ca urmare a alăturării dumnealui, la nivel central, dacă ați fost atent sau ați văzut, Nicolae Păun, președintele Partidului Romilor, a încheiat un protocol cu domnul președinte al Partidului Umanist Social Liberal, mai exact cu domnul Cristian Popescu Piedone, alăturându-se nouă în lupta pentru funcția de primar general a capitalei. Cred că ulterior o să urmăm și noi cu protocoale în toată țara, având în vedere că domnul președinte Nicolae Păun s-a alăturat nouă, cred că vom avea și noi același protocol și la nivelul județului Vaslui. Rămâne să vedem în continuare. Vreau să vă spun că pe data de 31 martie a avut loc conferința județeană de alegeri a organizației județene Vaslui, la care a fost prezentă doamna fostă ministru a mediului, doamna Grațiela Gavrilescu, deputată în Parlamentul României. Dumneaia este președinta Biroului Executiv Național. Ne-au fost alături din partea conducerii centrale, pentru că ceilalți colegi ai noștri au fost prinși cu celelalte conferințe județene de prin țară, că la urmă ne-am înghesuit cu toții. La conferința județeană am fost ales președinte al organizației județene. Am avut un număr de 323 de membri care au participat la conferința județeană și
A fost o conferință reușită, am avut-o într-un cadru frumos în Teatru Victor Ion Popa din Bârlad, cu o atmosferă frumoasă. Și pe această cale țin să-i mulțumesc doamnei președinte a Biroului Executiv, doamna Grațiela Gavrilescu, pentru că ne-a fost alături și ne-a ajutat și ne-a îndrumat pașii pentru această conferință. Noi, nemai făcând conferințe, nici eu mărturisesc că dacă am făcut politică 24 de ani, n-am avut parte să fiu implicat la ajutorul conferinței. Am avut parte să fiu implicat la un anumit mediu, anumit nivel. De aceasta vreau să vă cer scuze. Dacă mă voi bâlbâi, dacă mă voi repeta, îmi cer scuze în fața dumneavoastră. Pentru că nu știu eu cât de bun orator sunt. Dar încerc să fiu, cum a spus domnul președinte, natural. Să fii tu însuți, că așa e cel mai bine. Pe data de 5 aprilie, vinerea trecută, a avut loc la București Conferința Națională de Lansare a Candidaților a Partidului Umanist Social Liberal, la care organizația județeană Vaslui a participat cu un număr de 70 de membri. La acea conferință a fost lansată și candidatura mea ca și candidat la funcția de primar a municipiului Bârlad. Într-o atmosferă incendiară, pot spune, a fost în sală 5.000 de membri. Sala Palatului a fost plină și din cauza protecției a pompierilor, a normelor de securitate la astfel de evenimente, afară au mai rămas încă 1.000 de oameni pe care domnul președinte Cristian Popescu Piedoni a ieșit afară, i-a salutat pe toți și a cerut scuze că nu pot să fie oamenii alături de noi. Și a ieșit afară într-un moment frumos, într-un moment destins. Și a fost o conferință națională cu picanterii. Din punctul meu de vedere, am fost un pic cireașa de pe tort, pentru că am reușit sala să o fac să zâmbească. În momentul în care am avut prezentarea pe scenă a candidaturii mele. Așa că vreau să vă prezint și dumneavoastră recuzita care o avem în dotare și care am pregătit-o pentru campania noastră, ca să vadă bârlădenii că suntem pregătiți de treabă și că vrem să facem lucrurile mult mai bine pentru dumnealor. Vreau să schimbăm vestuța verde de până acum, să o facem portocalie pentru drumuri. Că drumarea așa poartă. Iar ca să vedeți că într-adevăr suntem puși pe treabă, am pregătit aici stațiile de mesii recepții pe care vreau să una să fie la mine, iar a doua să fie la dumneavoastră, la cetățeni, ziariști, la toți bârlădenii, ca să fim în contact mereu cu cetățeanul. După data de 9 iunie vrem să fim în contact cu cetățeanul, cu bârlădenii noștri dragi, care sigur pe data din nou inii vor pune calul nostru, îl vor pune la căruță să tragem toți la aceeași căruță și în același ham pentru oamenii noștri dragi, pentru bârlădenii noștri. Și să ne arătăm și dotarea, vă rog frumos. Avem roaba pe uselistă, cu sculii cu tot, și vom folosi cumpăna. Acest instrument minunat în forma lui tradițională, boloboc, nu vreau să lipsească de la nicio firmă de construcții care va face lucrări în județul Vaslui și în orașul Bârlad, pentru că dacă nu facem lucrurile drepte și corecte, noi alți bani nu mai avem de unde să revenim pentru lucrările respective.
Vreau să cheltuim banii brălădenilor chipzuiți, să-i facem un lucru trainic, ca să putem să avem un trai decent și nu mai avem lucrări inestetice și lucrări neperfecte, cum se zice. Ne propunem ca la aceste alegeri Partidul Umanist Social Liberal să câștige cât mai multe primării, să avem cât mai mulți consilieri locali, să avem cât mai mulți consilieri județeni și, de ce nu, cu ajutorul vasluinilor și poate și președinte la Consiliul Județean. Și primar la Bârlad, oricum, sigur că 9 iunie vor avea în prezența mea, Marius Iamandi. Vă mulțumesc! Acum să nu spun lumea că-s răutăcios. Nu cred că s-a folosit. De asta am și o voi purta după mine în campanie. Vă spun că mi-am pregătit și bulgă-excavatorul. Eu campania nu o să fac cu mașină, o fac cu bulgă-excavatorul. De străzi am să mă plin cu bulgă-excavatorul ca să vadă bârlădenii că trebuie să facem treabă pentru dumneavoastră. Cu ce vă diferențiați față de ceilalți candidați de la celelalte partide? Adică, ce credeți că aveți în plus? Ce ar trebui să vedeți în Valea? Păi, eu am în plus experiența mea de inginer constructor, având în vedere că am societate din 2005 înființată și am lucrat la proiecte, infrastructură, proiecte mari, începând de la autostrăzi. Am lucrat sub antreprenor cu domnul Umbrărescu, care este un nume în drumurile noastre. Dumnealui este punctul de plecare în drumuri. Am lucrat la drumul național, drumul județeni, am lucrat la toate categoriile de drumuri și sătești și orășenești. Iar pe mine mă diferențiază faptul că sunt în branșă, sunt cunoscător a lucrurilor care trebuie făcute pentru bârlădeni exact cum trebuie. Meseria mea este de drumar. Chiar dacă am terminat și educație fizică și sport, dar așa nu a fost viața să ajung să fac construcții de drumuri. Mai exact, ca să fie bineînțelesul tuturor, m-am ocupat de partea de scurgere a apelor. Scurgerea apelor face parte din lucrări de estetică a drumurilor. Accese la proprietăți, podețe și șanțuri betonate. Asta fac eu la momentul actual cu societatea mea. Dacă vreți dovadă, puteți vedea la domnul Irinel, la Ștefan cel Mare, cum iese nou lucrările. O să pregătesc și o prezentare ulterior a societății și cu lucrări făcute de noi. Care sunt prioritățile viitorului primar, așa cum ziceți? Prioritățile mele, exact cum vă spun acum, sloganul campaniei mele va fi nici o stradă fără asfalt în municipiul Bârlad. Este, poate, e un obiectiv măreț, dar eu, în sinea mea și în inima mea, cred că este realizabil. Pentru că, din ce văd în mediu online, de ce am stat de vorbă cu cetățenii, toată lumea este nemulțumită că nu merg pe asfalt cum este normal, cum este civilizat. Sunt comune în județul Vaslui care nu mai au loc unde să mai pună un petic de asfalt. Au asfaltat tot. Deci nu și la Bârlad? Pentru că uitându-mă pe bugetul care l-a avut primăria Bârlad, am constatat că au fost destui bănuți. Bine, acum domnul primar știe cum e chipzuie și cum îi împarte. Eu nu judec pe nimeni. Eu nu am venit să mă lupt cu domnul Boroș, eu am venit să mă lupt cu străzile neasfaltate, cu străzile de pământ care le are Bârladul. Am venit să mă lupt cu mizeria care este prin oraș și vreau să nu mai văd praf și multă mizerie. Vreau oamenii să circule civilizat în Bârlad, de asta și vă dezvăluie acum sloganul campaniei mele va fi nici o stradă fără asfalt în municipiul Bârlad. De ce pe USL, având în vedere că ați cochetat PSD-ul ani buni, vedem că în campanie... Am fost membru. Membru, ok. Cochetat cu Pro-România. Un pic pe la aur
Și acum pe USL. Da. De ce pe USL? Pentru că văzând după 24 de ani de membru PSD, am hotărât că vreau să candidez la primăria municipiului Bârlad. Și am simțit că în Partidul Social Democrat nu mă va pune să fiu candidatul dumnealor și am zis că este timpul să-mi caut. Dacă așa am dorit, așa am făcut. Mi-am dat demisia cu 2 ani și jumătate din PSD și înscriindu-mă la Pro-România. După am stat în Pro-România, cred că vreo 7 luni de zile, am stat în Pro-România. După Congresul Național de Alegeri din cadrul Partidului Pro-România, am văzut declarațiile lui domnul Victor Ponta și am venit dezamăgit de acasă, mergând, având lângă mine o delegație de 22 de membri din partid. Văzând care-i treaba, am ajuns acasă și am lăsat pe gânduri. Și am zis, băi, unde să mergem? Hai să mergem la Aur. Mergând la Aur, după ce am văzut că la Aur nu se vrea să faci performanță. Partidul Aur, după părerea mea și viziunea mea, nu au nevoie de primari, nu interesează pe domnul George Simion, nu-l interesează de primari, de membri în Consiliul Județean, de președinte în Consiliul Județean. Dumnealui este interesat doar de deputați în Parlament. Asta și la vorbele spuse de domnul Octav Chiriac. Atunci, membru PNL. Atunci fiind membru președinte a organizației Bârlad Aur. Stând un pic la dumnealor acolo și analizând situația, am constatat că nu-i... acolo e pe bănuț. Trebuie să dai bani ca să faci, să fii îmbatit la dumnealor. Drept dovadă, mi s-o ceru și mie o sumă de bani și am ajutat cu ce am putut, că trebuia să ajut. Și văzând treaba asta, am zis că nu-i locul meu acolo, nu e o doctrină serioasă și normală. Ce faci, Dani? Am rămas de la concea de... Și am ales, ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, am ales PUSL, Partidul Umanist Social Liberal, prin prisma domnului președinte, prin prisma domnului Cristian Popescu Piedoni. Văzând mai multe clipuri, mai multe filmări cu el pe TikTok, văzând pe Facebook și știind că i s-a făcut o nedreptate și justiția a reușit să o îndrepte, am zis că Partidul Umanist Social Liberal, fiind și umanist, social și liberal, am zis că ar fi cel mai potrivit pentru mine. Și cred că nu m-am înșelat la aspectul acesta. Pentru că vom lupta cu demnitate, cu onoare și curaj. Ca calul stă în față la căruță, așa să fie și pe USL-ul județul Vaslui, să stea în față. Cine va fi candidatul la județul Consiliul Județean? Momentan nu vă pot spune, o să vi-l dezvălui ulterior. Pentru că vreau să facem și o lansare de candidați, cum să prevenim. Cum fac mai toate partidele? Cred că e corect din partea mea. Că am zis că să ne mai adunăm o dată și să vă dezvălui atunci și candidații la municipii și la orașe și la Consiliul Județean. Cred că așa e mai... play din partea mea. A spus că nu-l veți ataca pe actualul edil. Da. Să înțeleg că nu veți comenta nici lucrările care au fost finalizate în municipiu din punctul de vedere al unui constructor și candidat la primăria Bârladei. Bineînțeles că le voi comenta, pentru că bârlădenii trebuie să vadă și să facă diferența. Că eu vin în fața dumnealor ca și inginer constructor și vreau să îndrept lucrurile, că de asta vin. Dar nu-l voi ataca pe domnul primar personal. Îl voi ataca și voi aduce la cunoștință lucrurile care au greșit în mandatul care a trecut. Pentru că dumnealui, din punctul meu de vedere, a avut șansa să iasă de două ori primar pe vot negativ în Bârlad.
Acum, acea șansă, cu ajutorul bărlădenilor, vreau să o am eu. Să ies pe vot negativ și să mă ajute Dumnezeu să convin cât mai mulți bărlădeni că sunt varianta cea mai bună pentru funcția de primar. Pe de asta candidez. Iar să vedem între... Nu știu cum o să împartă la noi la Bârlad, pentru că PNL-ul am văzut că au candidat, PSD-ul au candidat. Dar ei sunt în alianță la nivel național. Adică câștigă stânga-dreapta, ori a lor, ori a meu, tot acela. Păi ce facem? Cum candidăm? Cum facem? Și o să vedem pe parcursul campaniei electorale. Vom face ca să lămurim și aspectul ăsta. Ați identificat soluții? Știți că în fiecare campanie electorală li se promite cetățenilor din zona gării, respectiv confecții, că acea minunată canalizare într-un final va funcționa. Ați identificat probleme, soluții concrete la această problemă? Sau iar ne lovim de promisiuni electorale? Având în vedere că la două blocuri mai în jos către gară am copilărit, aici am trăit, aici am crescut, eu știu de fiecare dată, când la fiecare ploaie cât apă s-a adunat la gura leului. Că mergeam prin apă și de multe ori mai ajutam oamenii care îi prindea ploaia îmbrăcați, îi luam în spate cu prietenii, cu vecinii și treceam dintr-o parte în alta străzii. Pentru identificarea soluțiilor, normal că sunt soluții. Eu nu vreau să mă apuc să critic de pe acum, că nu e frumos din partea mea, dar o să am timp. Trebuia gândit o soluție pentru gura leului, o canalizare mult mai mare. Mult mai mare pentru că este un debit foarte mare de apă. Iar acum, cu asfaltarea străzilor, am văzut că au apărut probleme la unitatea militară, la Talcioc, la gura leului, în gară, prin General Milea, și mai nou la grădină, la școala nouă, în curbă acolo. Adică tot. Da, nu mai spun de la piață, de aici, pe unde... Dacă vă aduceți aminte, când o plouat acum 8 ani de zile, domnul Boroșu a ieșit primar cu apa de aici. Și nu s-a rezolvat momentan nimic nici aici. Printr-un proiect sănătos, un proiect făcut ca lumea, nu gândit din birou, că proiectele nu se fac din birou. Proiectanții trebuie să vină pe teren să-și facă treaba cum trebuie. Să măsoare, să facă ridicări topor și să dea soluții pentru debitul de apă care se adună. Sunt măsurători, se pot face tot felul de măsurători care să te ajute să determine diametrul la canalizare să poți să preiei apele pluviale aduse de ploi. Vă rog, doamnă. Dacă ați fi primar, ați semna recepționarea lucrărilor? La care lucrări? Asfaltare, străzi, trotuare, etc. Dacă aș fi primar... Acum, este comisie care se ocupă, avizul primarului este facultativ, documentul respectiv. Sunt specialiști care primăria Bârladei îi plătește ca să fie pe teren și să vegheze asupra lucrurilor, să fie făcute cum trebuie. Așa că comisia respectivă trebuie să-și pună ștampilă și după care o să-și pună și primarul viza, dacă este procesul verbal în regulă. Dar